Bună ziua, dragi ascultători! Suntem Alina Crișan și Irina Spilcă și începem o nouă emisiune amprente, emisiunea cu și despre artiști, o oră întreagă în fiecare vineri de la 1 la 2. Invitatul de astăzi este Mihai Cătruna, artist plastic. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră! Mulțumesc și eu, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că mă aflu aici în studio. Mihai Cătrun a studiat Facultatea de Construcții de Mașini la Universitatea Politehnică din București, a urmat diferite cursuri de creativitate, design și web design pe parcursul anilor a avut propriile expoziții de pictură, a participat la diferite expoziții de grup și a fost selectat la Salonul de Artă Modernă la Bruxelles în 2010, unde s-a clasat pe locul 3 în topul preferințelor publicului. Acestea fiind spuse pe scurt, Mihai, spun și eu bună ziua și îți mulțumesc că ne-ai acceptat invitația. Aș vrea să pornim cu începutul și să te întreb, care a fost prima ta întâlnire cu noțiunea de desen? Din toate una. Deci nu mi-amintesc să fi avut fruzi de când conștientizez eu că sunt bun la desen în care să nu fi desenat. Rămân un tip pasionat de tot ce, ce înseamnă frumos, în special arta și arta la superlativ, arta frumoasă. Pentru că astăzi există și mici excese și trăim într-o societate cu valori un pic inversate. Adică trăim niște vremuri decadente de care ar trebui să ținem cont. Am înțeles, dar totuși Bănuiesc că la o anumită vârstă cineva a observat că tu ai un talent spre desen. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Aș vrea să ne povestești puțin, să ne dai din casă, din copilăria mică. Ce să vă spun, părinții mei au fost profesori. Sunt profesori, dar sunt pensionari. Sigur că am crescut într-o familie în care s-a pus accent pe valoare, pe cultură, pe învățare, bineînțeles. Dar primul care a conștientizat am fost eu. Sunt un tip pasionat după aceea, cu trecerea lor, fiecare profesor de desen în parte și-a dat seama că reprezintă o potențială valoare cu condiția, evident, să continui, să perseverezi. Asta nu e suficient să ai talent sau să ai talent nativ sau format. Trebuie să-și continui, să te afli pe un palier constant. Ce imagini puneați pe foaie atunci, la început? Ce vă trăgea? Ce să vă spun, specific copilăriei. Flori, animale, case, diferite peisaje. Dar am fost pasionat de mic de benzi desenate, și după aceea am virat clar spre arta de performanță. Aveai un personaj anume care îți plăcea foarte tare și vrei să-l desenezi tot timpul? Nu chiar. Mai multe personaje îmi plăceau, de la cele serioase până la cele de copii, genul Disney. Dar în benzile desenate am înțeles cu adevărat ce înseamnă să faci desenul de performanță clar, din linii puține, adevărată grafică, ca să zic așa. Și totuși nu ați pornit direct pe drumul ăsta, nu ați ales să mergeți să studiați la o facultate de profil și să, să faceți din asta o meserie de atunci, din primii ani? Ce să vă spun, pentru că eu am făcut facultatea în vremea vechiului regim, atunci aproape toate posturile din oraș erau închise, erau blocate și trebuia să ajungi undeva pe la țară, pentru că așa era politica partidului. Și atunci singura opțiune valabilă, și era de bun ton, era să fii inginer, pentru că orașele au deschise, contam pe mâna mea de desenator să fiu inginer mecanic. România de atunci era o Românie mecanică. Și atunci am ales această variantă să fac totuși o facultate continuând cu pasiunea în paralel. Ca să fii artist astăzi, orice formă de artă, cântăreți, eu știu, indiferent ce meserie ai în viață, poți să continui și cu arta. Numai că nu trebuie să fii neapărat profesionist. Amas, amator, da, vine de la UB în celelalte țări artistul amator e considerat mai bine decât cel profesionist, pentru că el o face din plăcere. Ți se pare că aici nu sunt valorificați artiștii la nivelul celor care sunt valorificați în străinătate, să zicem? Să zicem că da. Adică așa este, pentru că sistemul nostru este un sistem puțin diferit de cel din afară. Aici contează mai mult o diplomă, care o ai, indiferent de ce formă de diplomă, mă refer în artă. Poți să ai design vestimentar și zici că ești pictor. Contează foarte mult să ai relații, contează să se deschidă ușile și mai puțin lucrările. Eu am pățit această tristă experiență când am fost refuzat la un salon pe motiv că CV-ul meu nu era corespunzător. Și am întrebat pe curatorul respectiv dacă cumva expoziția este de diplome și nu de lucrări. Dacă era de o diplome, sigur că nu mă înscriam deloc. Eu credeam că lucrările sunt importante și ca dovadă că sistemul a fost și el care a contat și n-am fost inclus. Să înțeleg că trebuia să corespunzi din punct de vedere al studiilor, al câte, nu știu, diplomelor primite în urma concursurilor, saloane de artă. Greu de spus. Când s-a schimbat percepția asta asupra artistului? Cred că imediat după Revoluție. Eu am avut expoziții și înainte. Pe mine m-a prins Revoluția când eram inginer stagiar în anul 3 în zimnicea, dar încetul cu încetul sistemul de valori s-a inversat, au început să apară alte forme de artă, după părerea mea unele triviale, ca să zic așa, dar așa a fost să fie, pentru că toată țara noastră este un pic bulversată, în toate sistemele și în toată activitatea ei, pe ansamblu. Tu ai foarte multe pasiuni, nu faci doar, să spunem, ilustrație de carte sau doar grafică sau doar pictură, ai mers până și pe pirogravură. Vreau să-mi spui cum te împari tu între ele, cum reușești să-ți focusezi atenția ba la una, ba la alta. Este greu să-ți schimbi registrul mereu, adică, până la urmă, care este cea mai mare pasiune dintre toate acestea? Ce pot să vă spun? Greu. Deci mă împar greu, pentru că toți avem același timp. Am cunoscut care mă întreabă tu când mai și doar. <hî>. Sigur că trebuie să le faci pe toate. Mă pasionează în, aproape în, același, în aceeași măsură fiecare din aceste activități în parte. Dar ca să încep cu pirogravura, aceasta am practicat-o când eram elev, elev de liceu și în școala generală, pentru că pe vremurile de atunci, în acei ani, pirogravura era la modă. Numai că se făcea o pirogravură simplă, bazată pe conturi și niște efecte ale acelui ac cu care se pirograva. Eu însă am revoluționat un pic sistemul și am făcut portrete pirogravate, lucru care se obținea foarte greu să frunt în ac ca să obținem acele nuanțe sepia. Aș vrea să spui puțin, puțin despre noțiunea de pirogravură pentru, tele, pentru ascultătorii noștri ca să înțeleagă mai bine noțiunea aceasta. A, piros de la terminul acesta a de la arde uh, și gravor, evident, deci un fel de artă realizată prin arderea unui lemn, de regulă un placaj sau orice lemn, dar cu esență un pic mai moale, cu un ac încălzit. Un curent electric care trece prin acest ac și îl face incandescent. Dar trebuie să fii foarte atent, pentru că o greșeală costă. Deci nu poți să ștegi ca și în graficantuș. Deci nu poți să revii. Trebuie să faci de la început totul. Și acele umbre frumoase, sepia, le obțineam sufând în ac, cu o anumită intensitate și până la urmă eu cred că am reușit. Am făcut lucrări în premieră pe vremea aceea. Ți-a întâmplat vreodată să te accidentezi cu acul acela, de exemplu? Da, să mă ar pe mână, de, dar din atenție, nu pentru că n-aș fi știut să-l folosesc. Însă simțeai imediat așa un pic mirosul de piele ars pe degete. Că la celelalte nu prea ai cum să te accidentezi. Sunt arte care merg ușor, lin. Se poți accidenta dacă e să scadă și valetul sau eu știu să te pensile. în pensule. Se poți accidenta, dar evident nu sunt periculoase. Prins Pericu în procesul creației. Da, da, da. Să revenim puțin la partea de copilărie, că tocmai acolo, de acolo pornisem și vreau să te întreb dacă părinții tăi, văzându-ți talentul, te-au susținut. Da, m-au susținut, dar nu atât de mult cât aș fi vrut eu, pentru că Acelea erau vremurile și ai mei părinți voiau să fiu premiant, să am numai note mari, să fiu la olimpiade, să, cum să spun, să fiu de fală, ca să zic așa. Numai că față de alți colegi care nu aveau alte pasiuni, e normal că acum face altceva să fii setat doar pe maturile din școală, matematică, fizică, am făcut liceu de matematică, fizică. Sigur că erai mai bun. Eu am simțit totuși că pasiunea mea este mai importantă și am încercat să fiu, să zicem, și un elev bun, ca dovadă că am luat și eu la facultate alături cu alții, dar am încercat să fiu și artist în același timp. Se spune despre dumneavoastră că ați fi un maestru al ilustrării de tip baroc. Ce părere aveți despre afirmația asta? Nu, nu sunt un maestru al ilustrării. Îmi place, într-adevăr. După părerea mea, sublimul în artă a reprezentat perioada baroc și rococo, cu varianta mai softă a acestui baroc. Acolo a fost adevărată artă. Nu mai crea, la un moment dat, foarte aglomerată, și cu timpul, cu trecerea anilor, această artă a început să fie, să zicem, lăsată deoparte, și arta care este astăzi este un pic mai simplă, mai stilizată. De fapt, și blocurile care au lecuit vechile case, vechile castele, sunt diferite, evident. Dar asta înseamnă că arta nu este frumoasă și acum. Mi s-a spus așa pentru că eu am făcut lucrări cu mare finețe, cu atenție la detalii. Și pentru acest lucru, față de um, lucrările mai simple ale altora de astăzi, am mi s-a pus aceasta să zic mică comparație cu artiștii baroc din trecut. Nu înseamnă că nu-mi place. Îmi nu place numai că aș fi anacronic să facem astăzi uh, arta baroc. Dar ți se pare cumva că pentru tine a fost o provocare să faci altceva decât fac ceilalți, sau pur și simplu vine din natura ta interioară? Să vă spun ceva. Toată lumea poate să facă artă până la urmă, și important este să ai personalitate, adică să ai un stil al tău, să te, te diferențieze privitorii în piață, ca în lumea artei, în piața artei. Sine. Altfel, dacă te confundă cu alții, poți face lucruri foarte frumoase, naturi statice, orice vrei tu, numai că nu te recunosc ceilalți. Eu, măcar în partea de grafică, grafică în tuș, cred că pe undeva sunt recunoscut mai ales după lucrările tale mineștiene, care nu pot fi confundate cu nimic altceva. În partea mineștiană, într-adevăr, nu numai că nu pot fi confundate, dar sunt printre puțini artiști eminescieni, pentru că, deși foarte mulți au reușit să facă portretele lui Eminescu sau câteva încercări de pe, după poeziile lui, totuși eu am făcut un efort și în câțiva ani am făcut peste 150 de lucrări de grafică. Lucru care m-a spus evident în evidență față de ceilalți artiști. Contează să-ți placă! Eu aș fi să te întreb: vis-a-vis -vis de dragostea ta pentru mari artiști, pentru mari autorii de cărți, de poezie în special, chiar și pentru George Enescu. De unde această dragoste și de unde dorința de a reda, probabil prin graficele, prin desenele tale grafice, stările lor sufletești poate de la momentul cu pricina, că bănuiesc că ai luat o, ori o poezie pe care a scris-o Eminescu la momentul în care ai făcut desenul și atunci te-ai transpus în starea lui sufletească. De unde dragostea asta? Greu de spus. Pur și simplu o simți. Ea este permanent în tine. Artist ești doar când faci ceva așa cum ești cântăreț atunci când cânți, când ești fotbalist, când ești pe teren și nu când stai, să zicem, pe banca de rezervă. Artist ești deci când creezi ceva. Atunci te transpui într-o lume a ta, uh, pur și simplu nu mai simți exteriorul și faci ceea ce simți că trebuie să faci. Este foarte frumos și foarte palpitant ca dintr-o foaie albă să apare la final o grafică sau de la o pânză albă să vezi la final că apare un tablou. Eu nu spun că am și reușit, spun doar că am încercat și prin lucrările mele de grafică după mari poeți sau chiar cum am spus de Enescu, am transpus în modul în care am înțeles eu și cum am reușit eu să pătrund în lumea aceasta a poeziei. Nu spun că este așa, ci doar că este o variantă a ceea ce am simțit eu, deci o variantă a acestor poezii în grafica mea. Nu spun că este grozavă, ci doar că este a mea. Eu ca privitor aș vrea să te întreb până la urmă, când mă uit la un uh, portret de al lui Eminescu, pe care tu oricum l-ai făcut uh, și alături de alte persoane ilustre de la momentul cu pricina, cum ar fi Creangă, cum ar fi Veronica Micle, uh, aș vrea să știu, când mă uit în ochii lui Eminescu din acea grafică, îi privesc starea lui sufletească sau îți privesc starea ta sufletească? Acum orice desen arată ceea ce transpune un artist ce înțelege el, chiar și un peisaj dacă vrei să faci un peisaj de iarnă nu înseamnă că îl redai așa cum este ci așa cum l-ai perceput tu aici este rolul artistului eu nu am vrut să fac un Eminescu Copie Xerox așa cum în știm din marile poze cele patru poze cunoscute de fapt și care sunt ultra ultra folosite în, de către toți artiști eu am vrut să-l fac în maniera Mihai Cătrună am vrut să-l fac mai tânăr Făcându-i trăsăturile puțin mai juvenile și poate un pic mai feminate, am vrut să-l fac mai trist, am vrut să-l fac mai bucuros, pornind evident de la portretul de bază. Dar acesta este rolul artistului, să facă ceva dincolo de realitatea aparentă. Și l-am cuplat imaginativ cu acele personaje pentru că nu există nicăieri o imagine în care ei sunt o trei, Creangă, Eminescu și Veronica sau uh, Eminescu cu Regina. Deci eu am încercat să fac această asociere sau cu Slavici. Pentru că aceasta este rolul artistului, să faci ceva ce nu s-a mai văzut. Dacă le faci în arta ta, realitatea imediat înconjurătoare, înseamnă că nu ești un artist complet, nu ai imaginație. Unde se află pentru tine granița dintre real și uman, dintre artă și concret, dintre culoare și non-culoare? Wow! Eu nu sunt așa sofisticate. Nu le disociez pe astea. Mie mi se categorii. pare că da, pentru că privindu-ți lucrările, chiar mi s-a părut că, deși ești foarte simplist, în simplitatea aceea există o profunzime incredibilă. Hai să spunem că o fac în mod inconștient și nu pe categorii. Îmi place foarte mult alta suprarealistă și prin acest prin această artă am reușit să fiu să zicem bun și în arta eminesciană pentru că opera lui Cosmogonică sau poveștile mie mi-au prins foarte bine mi-a fost să zicem la îndemână să le pot ilustra dar îmi place arta suprarealistă pentru că te scoate din realul nostru colectiv aceasta înseamnă de fapt imaginația să faci ceva ca în lumea poveștilor pentru că noi, credem cu, noi creștem cu povești poveștile sunt o primă fază a faptului că iubim arta suprarealistă și atunci, cred că a fost ușor să trec dintr-o stare în alta. Picturile tale sunt foarte asemănătoare cu cele ale uh, maestrului Sabin Bălașa și cred că ți-au spus și alții uh, oameni lucrurile acesta. Uh, este aceasta o întâmplare sau ai văzut în personalitatea domniei sale un reper? Ce să vă spun? Uh, pictura pe albastru, că aceasta este pictura Sabin Bălașa, având un albastru agresiv, ancestral este o pictură recunoscută. Acest maestru este unic în țara noastră și a reușit să facă, cel puțin în sala pașilor pierduți, o pictură unică. Nu o mai găsești în altă parte. Eu am fost pasionat de mic. Atunci când am aflat cine este sabimbă Bălașa, era deja prea târziu. Aveam stilul meu de a picta pe albastru fără să știu. Evident, când am conștientizat cine este, l-am avut ca reper, așa cum am avut și alți mari maestri per, pentru că e bine să ne raportăm la cel mai bun. Nu trebuie să uh, fim în niște copiști al artora, dar să știm că putem sau vrem să ajungem ca acei maestri, ar fi foarte frumos. Cel puțin ne urmăm o cale. Îmi place, de exemplu, Valentin Tănase, pentru că este, la ora actuală, cel mai bun pictor, cel mai bun artist în viață, evident, pentru că Bălașa nu mai este. Dar mi-ar plăcut să zicem să fiu... Uh, un elev al lui Sabin Bălașa, să, cum să vă spun, se au mici lecții, pentru că până la urmă doar pictura ta personală contează, indiferent ce lecții faci. Sigur, Sabin Bălașa e Sabin Bălașa prin stilul lui, nu că l-au învățat alții în facultatea de artă să fie el așa. Dar când eram student am urmărit un, o emisiune cu Sabin Bălașa și evident artau tablourile lui pe albastru. Reportul la un moment dat încheie reportajul așa și cum ziceți că aspecta un calmaron? Și Sabin Mălaș îi răspunde, albastru, evident, dar nu pentru că eu nu știu că e maro, ci pentru că așa îl vede ochiul Sabin Bălaș. Asta a fost, după părerea mea, cea mai frumoasă replică. Așa trebuie să fie un artist. Știm totuși despre operele lui Sabin Bălaș că expuneau o viață dintr-un alt univers. Lucru pe care eu aș putea să îndrăznesc să spun că l-am văzut și în operele tale, în acela care, în care ilustrez foarte frumos feminitatea. Vreau să ne povestești puțin despre starea aceea sufletească și despre dacă ai gândit să fie tot în aceeași, același segment. Deci tema mea în artă este marea în primul rând, pentru că e și albastră și infinită și creează spațialitate. Albastru, care poate să fie în mare și ancestral, și feminitatea. De fapt, eu nu redau femeia. Nudurile mele nu redau nudul clasic. Eu redau feminitate. Adică acea parte, acea frumusețe a femeii ascunsă, pentru care foarte greu poți să uh, ai curaj să redai. Deci nu trebuie să fii frumoasă fizic neapărat. Sunt atâtea femei plăcute în jurul nostru care nu sunt o frumusețe extraordinare dar ele uh, îți plac mai mult decât marile modele, să zicem care defilează pe podium de modă. Feminitatea este mult mai greu de redat. Iar uh, nu ai foarte multe uh, artificii grafice ca să le redai sau în artă. Trebuie să dai acea sclipire a ochilor, să dai acea bunătate feminină există astăzi și o răutate feminină. Sunt persoane care fac o pictură agresivă, o pictură care în loc să te bine dispună când o vezi, chiar că ai fi supărat, se întâmplă efectul invers. Eu înțeleg prin artă ceva frumos care trebuie să-ți uh, aducă un plus, un plus în fiecare zi de frumusețe în existență. Și nu invers. Dar există și artiști agresivi. Dar așa sunt învățați, așa li se o inoculează pentru aceasta spun că suntem într-un sistem de valori un pic inversat și că vremurile sunt un pic decadente. Noul nu înseamnă neapărat și frumos. Rămânem cu acest gând și luăm o scurtă pauză. Până... Ne-am întors în studio Voce Armate alături de artistul plastic Mihai Cătruna, invitatul nostru de astăzi. Aș vrea să mergem în anul 2010 și să vorbim de momentul în care ați fost selectat între pictorii europeni la Salonul de Artă Modernă de la Bruxelles. Să ne povestiți episodul acela. Mulțumesc mult de tot. E o trecere foarte rapidă de la copilărie în 2010. Da, a fost o întâmplare. Pur și simplu nu am așteptat să fiu nici selectat, nici să ajung în topul preferințelor. Dar cine m-a, ca să zic așa, m-a mobilizat ca să particip a fost o pictoriță din Bacău, care sunt recunoscători, pentru că inițial n-am vrut, dar o săptămână de zile mi-a tot dat mesaje, mesaje, mesaje ca să particip și pentru că tema e Avea ținea de suprarea, sau de ce n-ați vrut? Nu, l -am, nu dăteam atenție, nu știu de ce, nu eram atent la mesaj. Considera că o participare nu e așa importantă. Dar până la urmă s-a dovedit că a avut flair și eu am fost inspirat în clipa în care m-am uh, mobilizat să fac acest tablou care am ajuns la selecția respectivă și într-un final admis. Uh, nici nu știam bine ce va cuprinde, ca să zic așa, muzeu, dar tema era frumoasă pentru că era suprarealistă și punea imaginația la încercare. Numai că, față de alți artiști, eu am făcut un tablou care să nu arate grotescul din artă, așa cum am spus și mai devreme, ci și partea frumoasă. Tema era Europa văzută, și văzută într-o manieră suprarealistă, catastrofică. Adică, ce voiau? Să faci un edificiu foarte cunoscut al Europei într-o manieră catastrofală. Și, evident, artiști europeni. În toate țările sau de unde ori fi fost, s-au întrecut în a face aceste lucrări catastrofice, unele așa, gen război, lucru care pe mine m-a siderat un pic, pentru că nu aceasta era arta de fapt, și eu am ales să fac un turn un turne fel simbolul Parisului, într-un într viitor, să zicem, suprarealist catastrofic inundat de apă și executat în maniera secțiunii prin acvariu, adică și partea de jos și partea de deasupra apei, el nefiind atins decât un pic înclinat, să zicem, prin căderea în apei. Nu am vrut să fac o atingere acestui simbol francez, pentru că ăsta este rolul artistului. Am vrut să fac o lucrare frumoasă, dar care să fie și pe temă sigur cred că e de înțeles că eu nu aveam relații la acel muzeu și că nu am spus cuiva să mă voteze ca să fiu un topul preferințelor. Când am văzut că sunt al treilea după doi belgieni, pentru mine a fost ca și locul întâi, ca să zic așa, pentru că cine eram eu din România. A avut dreptate persoana respectivă, pictorița respectivă, când mi-a spus că după părerea dumneai ei aș putea să iau locul întâi. Pe undeva cred că a avut dreptate. De ce afirm lucrul acesta? Consider că ceilalți doi erau mai preferați decât ar fi fost un român? Erau belgeni. Deci în muzeu se intra și se dătea un fel de chestionar și acel chestionar se completa cu preferințele, să zicem, exponanților. 33 de picturi au fost admiși, printre care și eu cu această lucrare din România. Probabil că a mai fost altcineva, nu știu dacă treia în România acest pictor, dar după nume era român, zic eu. Ce s-a întâmplat cu pictura aceea? În final, pictura aceea am dat-o. A fost cineva atât de atras și atât de mult și-a dorit acest tablou încât l-am dat. Nu cu părerea de rău. Eu nu caut să dau tablourile imediat. Eu vreau să dau la persoane care chiar își doresc lucrări de la mine. Și nu ca să nu că nu au luat o lucrare. A la fel fac și cu lucrările de grafică. Vreau să simt că cine vrea cineva care dorește o lucrare, Mihai Cătrună, chiar așa ceva vrea și nu pentru că aș face cadou sau că să nu zic că nu au și nu am și eu un desen pe acolo. Nu, eu vreau să fiu selectiv. Eu m-aș fi așteptat că dacă acea pictură totuși te-a adus pe un podium să nu o dai. Foarte greu să te desparți de lucrări. Într-adevăr, simți că dai ceva din tine atunci când te desparți de un tablou, indiferent care. Nu, nu neapărat un premiat, care a fost o întâmplare și un mic succes de moment, care m-a bucurat. Dar oricare lucrare te reprezintă ca artist. Nu poți să spui că nu depui suflet și că nu încerci să fii bun cu fiecare lucrare nouă. De fapt, scopul unui artist este să fie astăzi mai bun ca ieri și mâine mai bun decât astăzi și pentru că este loc pentru toți. Nici nu ne concurăm între noi decât dacă cineva vrea în mod expres să fie supărat sau să considere că în succesul lui de moment se datorează succesul altora sau tot așa. Toți avem loc, fiecare are un public al lui format și există gusturi diferite, deci nu, nu ai să pune problemă. Eu însă atunci când le dau, le dau cu convingerea că acea persoană care a dorit ceva de la mine chiar a vrut să aibă tablou semnat de Mihai Cătrună. Fac unicate, nu fac multe, fac unicate, dar le fac cu drag. Totdeauna mă transpun și merg cu ideea că e păcat să faci o lucrare de 8 dacă poți să faci de 9. A, dacă nu poți mai mult de 8, asta e altă treabă. Dar dacă poți să o faci de 9 sau de 10, ideal ar fi să faci așa. Poți să te autoevaluezi? În ce sens? În artă sau? Da, 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 în sensul să-ți autoevaluezi propriile picturi, desene, grafice, lucrările tale, adică să le dai o notă pur și simplu. La un nivel subiectiv? La un nivel subiectiv, da. da. da sigur că fiecare artist este tentat să spună că arta lui personală este cea mai bună. Și așa și trebuie să fie. Dacă n-ar crede în arta lui personală, nu ar fi artist. Dar trebuie să fim și realiști, pentru că ne raportăm și la lumea artei exterioare și la alte valori, la alte personalități din lumea artei și atunci când vezi pe unde te situezi. Pentru că chiar mai devreme a spus că am o oarecare comparație cu la așa, asta arată cam pe unde mă situez. Apropo de note, critici ai primit? Evident, deci nu trebuie să plagi la toți și nici n-ar fi normal. Dar acest lucru ține de nivelul de înțelegere al privitorului și nu pentru că are o reavoință decât dacă cine știe chiar vrea să-ți facă un rău, să zicem verbal. Altfel nu poate să vină cineva să-ți rupă un tablou sau să-ți-l distrugă. Dar, Dar poate să-și dă doar o părere. Să critique cineva o bucată de suflet lăsată într-o pictură, bănuiesc că nu e cel mai critic, plăcut lucru. Exact, dar critica are rolul ei dacă este făcută în scop bun. În sensul de a corecta ceva ce tu n-ai văzut pe moment, ceva ce tu din obișnuință treci cu vederea, critica nu înseamnă că este rea, dar să zicem că deranjează un pic pentru că te aștepți să primești mai degrabă aprecieri pozitive, nu zic laud, aprecieri pozitive decât aceste critici care sunt, să zicem, într-o oarecare măsură benefice. Eu le accept. Niciodată nu am zis, Doamne ferește, de ce cineva poate să aibă o altă părere. Dar, repet, ține și de nivelul de înțelegere. Pentru că dacă eu fac o artă suprarealistă și persoana care vine să aștepta să vadă flori, sau eu știu peisaje simple, sigur că nu va înțelege nimic și va pune o întrebare la care nu te aștepți. De genul, la ce folosești folosesc tabloura? sau de da, ce le faci sau ai luat-o cumva razna? Adică contează foarte mult ca privitorul să fie pe măsura uh, locului unde se află. Deci la o expoziție suprarealistă, bine ar fi să intre, să zicem, majoritar privitori care au această acceptabilitate. Datorită picturii și desenului, ai avut ocazia să particip la foarte multe expoziții de grup în țară, dar și în afara țării. Cum te-a ajutat acest lucru și care sunt țelurile tale când particip la asemenea evenimente? La expoziții de grup în țară am participat la multe în afara țării, nu așa multe, pentru că am trimis doar lucrările. Nu sunt în situația în care să mă plimb ca să. Să zic spunem așa. lucrările tale atunci. Lucrurile mele, exact. Arta mea, da, dar nu eu da. personal. De fapt, eu nu contez ca să fiu sincer să fiu prezent undeva, ci lucrările. Mai puțin contează cum arată Mihai Cătrună dacă este prezent sau nu. Pentru că eu sunt reprezentat prin aceste lucrări. Arta înseamnă curaj. Un artist se expune în orice formă de artă, și în muzică, și în poezie, oriunde. Dacă te lași, să zicem, portretizat și înțeles de ceilalți prin arta ta, trebuie să înțelegi că la un moment dat poți să ai o imagine un pic deviată, un pic deformată sau exacerbată la un moment dat. Sunt și oameni care din entuziasmul lor consideră că ești mai bun decât ești. Lucru care nu dă rău, dar nu înseamnă că aceasta este realitatea. Pe undeva pendulăm, ca să zicem așa, ca toți artiștii, între păreri, să zicem, mai puțin bune și cele de la superlativ. Dar e bine să rămâi pe un palier constant, că dacă ești odată bun și apoi dispari sau mulți ani, nu mai apar deloc, nu înseamnă că ești artist. Trebuie să ai o activitate constantă și evident să se vadă un progres. Există astăzi tendința de a arăta că ai avansat în domeniul tău de artă uh, virând către alte aspecte ale artei pe care tu nu le-ai și la cântărezi la fel, pe care nu le-ai acoperit. Eu, de exemplu, nu pictez flori. Nu sufăr că nu pictez flori. Pentru că sunt foarte mulți în jurul meu care pictează flori foarte bine. Dar dacă aș picta și flori, nu înseamnă că sunt mai bun și că sunt perfecționist, că am avansat. Nu! Pot să fiu la același nivel, să zicem de 5, numai că fac și peisaje și flori și portrete, de 5. Ei bine, eu vreau să fac peisaje și portrete, de 8 în continuare și nu să încep și cu flori. Deci, extinderea pe un palier mai larg nu înseamnă că ești, că ești automat mai bun. Deci, apropo de autoevaluare, până la urmă dat o notă. Că... Da, da, da Dar, da. de trecere. aș vrea să te întreb dacă ți s-a întâmplat vreodată să fii refuzat la vreo expoziție pe motivul că ai fi mai bun decât ceilalți și îi pune în umbră. În față, nu. Evident. Nimeni Dar -aș ai simțit? așa ceva. Acum, din orgolul de artist, poți să apreciezi uneori că există un recul în fața unor alți participanți la saloane când tu vii cu altceva. Sigur că Ideal ar fi ca saloanele să fie făcute cu artiști cam de aceeași valență și cam cu aceeași tematică, pentru că uh, atunci când vine cineva altfel, este considerat, nu se ce mai bun. Dar evident că noutatea aparează privirile, ceilalți se pot simți un pic frustrați. Dar nu înseamnă că acesta este refuz real, zic eu. Ci așa, o mică jenare, să zicem, ca între toți artiștii și la un concert, unde sunt mai mulți artiști pe scenă, nu? unul este evident mai bun, este starul spectacolului și ceilalți au o care teamă, ca să zic așa. Dar eu nu cred că am provocat așa ceva. Eu cred că totdeauna am participat între artiști care m-au înțeles, m-au acceptat și care au considerat că prin participarea mea ridic un pic nivelul salonului de art. Cel puțin asta îmi place să cred. Chiar de curând ai avut o participare la o manifestare artistică. Aș vrea să ne povestești puțin despre eveniment cu, ce, cu lucrările tale care aveau legătură cu tematica eminesciană și ai mai avut și alte lucrări, din câte știu eu, pe lângă acestea. Deci eu am participat cu grafică. Salonul a fost de grafică, acuarelă și. Pastel. Pastel. Da, eu particip cu grafică pentru că pe acest palier al graficii consider că mă simt bine, am un loc al meu, zic eu, la ora asta, cunoscut, nu zic consacrat, mai popular decât alții. Lumea se teme în general de desenul de grafică pentru că uh, culoarea te ajută să faci mult mai repede, mai frumos și poți să rectifici. Eu fac o grafică în tuș în care nu poți să revii, nu poți să rectifici, nu mai spun la portret. Și trebuie de la început să iasă totul frumos Deci am participat cu grafică Pentru că știam că la acest salon Cred că eram singurul grafician cel puțin așa intuiam După numele participanților Am avut o tematică diversă Pentru că am vrut să arăt în aceaste, în, Prin aceste lucrări Uh, valența mea de a face pe mai multe domenii artistice de la, pic, de la grafică un pic uh, bisericească ca să zic așa, teme Religiosă. pe care eu nu prea, nu prea le abordez decât foarte rar, până la portrete portrete de femei, de copii uh, chiar peisaje între ele evident fiind și grafică eminesceană pentru că am spus că sunt grafician eminescean aveam câteva pe care nu le expusesem de multe ori și am vrut să fie ca o dovadă a faptului că paleta mea este și cu această grafică imnistiană, pentru că nu poți să o arăți oricând, oriunde, totdeauna sunt alți spectatori, <coughs> pardon, alți privitori, și trebuie să vadă și această paletă. E anormal să crezi că poți să arăți într-un salon chiar tot ce faci. Dar câte puțin poți. Există ceva din inginerul din tine care se transpune în picturile tale, în desenele tale? Adică ceva care să aibă legătură cu ordinea, cu logica, cu, să spunem, rigurozitatea? Te afectează partea ta inginerească? Acum aș putea să spun nu. Dar în realitate da. Numai că se face totul pe nesimțite. Deci nu pot să spun că atunci când mă apuc să fac o lucrare o fracționez și spun această parte ține de partea ingineriască, restul de partea artistică. Ele sunt un melanj, cele două părți și se fac lucrurile pe nesimțite în acest stil. Sigur că precizia liniilor, finețea lor și, zic eu, detaliile arată că am și această parte pe care lumea nu prea o știe și cu care nu mă îndrescat atât de mult, dar da, într-adevăr, pentru că și a, face o facultate tehnică înseamnă să ai o anumită perspectivă până la urmă pe care nu o au toți. Sunt astăzi artiști care sunt medici și se vede în profilul lor că sunt așa, care sunt, eu știu, profesori și să vedem profilul lor artistic că ei sunt profesori, evident că și la mine există această mică amprentă ascunsă pentru că am aceste studii făcute. Am vorbit despre pictură, am vorbit despre grafică, am menționat cât și pirogravura. Zic să ne oprim și pe ilustrația de carte în principal uh, și coperte pentru scritori, uh, peste 135 de coperte de carte, dacă nu mă înșel. Mai multe la ora actuală, pentru că Sviu este de anul trecut, din 2015, cred. Uh, întâmplarea a făcut să ajung și ilustrator, pentru că grafica mea, la un moment dat... Uh, tematica mea, grafica suprarealistă, a fost considerată de o parte a scritorilor din țara poeților și în special cei apăruți în ultimii ani ca fiind reprezentativă și care să ilustreze poeziile lor. Evident, nu se pretează la orice tip de poezie sau la orice fel de carte, dar uh, am avut marea surpriză și plăcuta surpriză să fiu uh, căutat și cerut, evident, prin intermediul internetului, să ilustrez peste să și ceva de cărți. Fac și cărți complet. Deci, ilustrația, coperta, evident, mai mult coperta am făcut la început decât ilustrație și acum fac chiar cartea de la Lazet Deci, tot te în tehnoredactare, tot frumos, încât de abia cel care o are decât așteaptă să o trimit în tipar. Lucru care, evident, îmi place, desigur, face parte din uh, pasiunea mea. Dar autorul intervine în ceea ce vrea, nu știu, dă niște direcții clare? Sau... La început, da. Acum fiecare autor, nu există ego, și ca și la artiști, și la scritori, își concepe, să zicem așa, mental o anumită copertă, așa cum crede că ar fi reprezentativ pentru roman, pentru poezie sau măcar pentru titlul cărții. Dar eu nu vreau să fiu uh, influențat de așa ceva. Eu fac și ce și-a dorit acea persoană, și fac și varianta mea pentru că sigur și eu crez o surpriză la care nu se aștepta și nu vreau să pară că mă laud, dar de cele mai multe ori am fost acceptat cu o noua variantă a copertei sau uneori Oamenii n-au nicio idee, lasă de la început pe mine să uh, prezint câteva variante și, de comun acord, alegem varianta care considerăm că este cea mai reprezentativă, dar, evident, nu o fac pentru fala mea, de tocmai de aceea ne consultăm, ci pentru binele real al cărții, pentru succesul cărții și al poetului respectiv, al scriitorului respectiv. Fac mai multe variante de fiecare dată. Pentru că, la aceeași temă, poți să concep artistic câteva variante diferite și care să fie, să zicem, cam de aceeași valoare. Acum ține de gusturi, până la urmă. Vom lua o scurtă pauză pentru un moment și vom reveni după ce vom asculta Sting, Desert Rose. Am revenit în studio voce Armate alături de artistul plastic Mihai Cătrună. Vorbeam înainte de, de pauză despre ilustrație. Și rămânând în același registru, știu că faceți uh, ilustrații și pentru reviste, cărți poștale cum a început această pasiune? Da, de fapt, totul a început cu ilustrația de carte eminesciană și carte poștală eminesciană. După ce am participat la nouă saloane la Palatul Parlamentului, saloane dedicate Marelui Poet, am avut ideea cu cel care organiza saloanele să facem și o serie de cărți poștale cu grafica mea eminesciană. În final am făcut aproape 100 de cărți poștale într-o serie grafică frumoasă, zic eu, în mai multe foldere numite separat după opera lui, dar cei care le-au văzut, oameni, să zicem, fani sau pasionați un pic de grafica mea, au considerat că orice altă lucrare de grafică sau din arta mea care pot să o mai fac carte poștală, de ce nu pentru mari colecționari de cărți poștale? Așa am ajuns să am, la un moment dat, câteva sute de lucrări de cărți poștale făcute pentru mari colecționari din țară și nu numai, numai portrete. Cred eu că fac cam 80-100 pe an, deci am o colecție impresionantă. Nu toate portretele au ajuns cărți poștale, pentru că și aceasta durează, machetarea lor, trebuie să le faci să fie frumos, așa încât să fie, să fie drag colecționarului să le aibă. Iar în ilustrația de carte am ajuns cu aceste lucrări pentru că Există un palier liber, sigur că orice artist ar vrea să ajungă să fie ilustrator de carte, să fie cerut, să fie selectat, dar contează și ceea ce faci. Eu am ajuns în că era un palier liber pentru că există o formă nouă astăzi în arta grafică, în arta în general și mai ales în rândul scritorilor. Și dacă tu ai ca temă, să zicem, de artist, faci nu știu, mere pe pere pătavă, maci sau tufanele trebuie să te întrebi câți alți scritori sau în câte alte opere din acestea ar putea să ajungă lucrările tale. Tematica mea este cea care face să fie mai accesibilă arta mea, finețea lucrărilor. Eu nu o fac separat. Există asta tendința ca ilustrația de carte să fie mai simplă, creionată așa din câteva linii și cu asta basta. Eu nu, eu fac lucrările ca și cum toate ar fi într-o expoziție. Evident, ajung în cărți și dau mult mai frumos. În prezent știu că ești fondator al revistei Eminesciana și al revistei Pro Art. Vorbește-ne despre scopul acestor reviste și cum au luat naștere proiectele. Mai ai și alte reviste de cultură la care ți duce aportul în afară de cele două? Da. Deci am făcut aproape 5 ani și ceva împreună cu o regretată poetă, Viorela Codreanu Tiron, revista Nomen Artist, o revistă scoasă frumos, glamour, ilustrată, cu copertele făcute de mine, o serie de, de numere foarte frumos redate, dar nefericire, din nefericire această poetă a murit și a rămas pe umerii mei acum să duc mai departe această revistă. Am colaborat făcând coperte la multe alte reviste, revista Bogdania, revista 13+, dar la un moment dat am simțit că există un palier liber pe care aș vrea să-l folosesc, nu înspre lauda mea, ci pentru că vreau să promovez și alți artiști din diferite forme de artă, oameni ca noi. Celebritățile nu ajung în aceste reviste, iar ceilalți ca noi, să zicem, din țară sau oameni și mai modești decât noi nu au cum și nu știu cum să ajungă să aibă și ei măcar odată o publicare undeva. Și atunci am avut această idee, pentru că eu sunt și machetator de carte, să fac aceste reviste. Cred că deja revista Eminesciana este bine primită, arată frumos, arată glamur, am tipărit-o în condiții frumoase, o ilustrez și eu și alți artiști, acum va apărea următorul număr, iar eu cred că acest palier liber a fost benefic pentru că mulți oameni s-au regăsit în sfârșit în paginile acestei reviste spre bucuria lor, prietenilor lor. De ce nu? Până la urmă, doar mediul virtual nu e suficient ca să arăți ce faci. Nu, trebuie să ai și ceva palpabil, să ai aceste cărți, aceste reviste pe care le poți arăta oricând, oricui. Iar la cărți nu mai spun. Cărțile cu atât mai mult. Eu zic că pe lângă valoarea cărții dată de scritor, că nu este fala mea la o carte, că uh, dau eu ilustrația, dar un plus vizual cred că am dat la fiecare carte. Eu am un defect, ca să zic așa, de când eram copil, o carte fără niciun desen, parcă nu mă atrăgea. Sigur că desenele puteau să fie diferite față de filmul meu interior, atunci când citeam cartea, să zicem, cei trei mușchetari. Da. Cu totul altfel vedeam eu filmul interior față de cum era ilustrat. Dar această ilustrație mi îmi plăcea. Acum, văzând o cu ochii de acum, sigur că am senzația că putea să fie și mai frumoasă fiecare dată. Dar așa consider eu cărțile și artele să împletesc. Cât de drag să-ți fie să frunzărești o carte de poezii fără nicio ilustrație, să zicem, 100-200 de pagini. Dar atunci când vezi și o ilustrație, te întreb, ia uite ce viziune, oricât de ciudat ar fi artistul respectiv față de cum am înțeles eu poezia. Uite că există și o altă variantă. Contribuie, zic eu, vizual. Revenind la limbajul uh, prin care se poate exprima un artist plastic, grafica umoristică, caricatura, te-a atras vreodată? Da, evident. Am și făcut, dar când eram mult mai tânăr. Cu timpul am rămas pe făgașul meu, pe o artă mai serioasă. Nu fac nici foarte multă artă pentru copii, am un stil al meu pe care am mers, dar evident punctual atunci când sunt invitat sau chemat să fac ceva anume, sigur că mă mobilizez și realizez. Caricatura este o formă artistică mult mai sofisticată și mai grea decât pare la prima vedere. Pentru că nu o faci ca să defăimezi modelul, ci ca să-i pui în valoare acele calități sau mici defecte doar prin deformarea trăsăturilor fizice. Nu există altceva, dar trebuie în final să fie ceva artistic, adică să placă și scopul nu este ca să depersonalizezi pe cineva, decât dacă în sinea ta chiar vrei să-i faci rău. Altfel, caricatura este extraordinară. Mă pasionează și pe mine, evident, dar așa cum am spus, nu poți să le faci pe toate. Ai un timp al tău și trebuie să te rezum la ceea ce poți face în timpul care îl ai. Nu mi-ar nici 40 de ori, 48 de ore pe zi, dar 24. Cum a reușit Mihai Cătrună să intre în sufletul, în subtilul privitorului? Pentru că nu este atât de ușor să pătrunzi în lumea oamenilor, mai ales în ziua de azi, când poate valorile nu sunt așa de clare cum ar trebui să fie. Și asta te întreb pentru că știu că ai foarte mulți fani. Da, pentru că în final eu nu m-am făcut rabat de la arta mea, am ținut drumul meu, fac o artă, zic eu, plăcută, finuță, cu detalii, Uh, fac o artă în care promovez frumosul aproape toți oamenii care au fost în modele în uh, arta mea grafică, portretistică, au spus, ne-ai redat mai frumos decât suntem. Asta arată că amprenta mea sufletească a apărut pe acele lucrări de grafică și prin aceasta am, pătruns pătrus în sufletul oamenilor, pentru că am făcut ceva care să plac. Indiferent că am făcut peisaje, portrete, artă suprarealistă, dar am făcut o artă în care îți place să intre, în care îți place să fii. Peisajele mele de iarnă au fost analizate de genul vai ce mi-ar fi drag să fiu acolo în zăpada aceea pufoasă și să ne bătem cu bulgări. Asta arată că pe undeva am reușit. A ajuns M mesajul tău la privitor. Exact. Deci contează foarte mult să vrei să transmiți. Nu înseamnă că și reușești de fiecare dată, dar intenția aceasta trebuie să fie. Credeți-mă, deci sufletul artistului este cel care la un moment dat dă, ceea, dă amprenta lucrărilor lui. De aceea spunem că sunt lucrări agresive, făcute pe culori cenușii, terne, lucrări care te sperie la un moment dat. Consider că așa este structura sufletească a acelui artist sau are el ceva sufletește și prin aceste modele se descarcă. Eu vreau să cred că am un suflet curat, sensibil, frumos și îl transpun în arta mea. Cred cum a, că așa sunt. Cum ajunge un autodidact, pentru că până la urmă ai făcut doar câteva cursuri în domeniu, nu altceva, cum ajunge aici? Cunoscut, să-și vândă lucrările, apreciat? Acum ce pot să vă spun? Nu știu cât de cunosc, cum sunt sau de apreciat. Nu are rost să spun eu. Păi asta spune CV-ul. Da. Însă acele cursuri le-am făcut... Pentru că legile impun așa ceva și nu că eu aveam nevoie. Pur și simplu și astăzi. Eu nu cred că cineva uh, nu ar crede că dacă eu vreau să fac un institut de art plastică, eu nu pot să-l fac. Îl fac. Dar nu consider că am nevoie. Vreau să rămân eu, doar prin arta mea, indiferent cât de bună sau cât de rea este și vreau să mi se recunoască acest statut pentru că eu am considerat că e mai important pentru mine dacă au trecut ani și a rămas autodidact și autodidact. Și nu sufăr pentru uh, acest lucru, nu mă deranjează. Ca dovadă că vorbeam mai înainte de selecția la muzeu din Bruxelles, eu nu cred că am fost selectați concurând doar cu oameni autodidact. Cred că am concurat și cu pictori profesioniști sau artiști profesioniști atât din țară cât și din afară. Faptul că ceilalți au selectat lucrarea mea, deși eu am trimis acelea CV, nu mi-am pus un CV artificial, a arătat că oamenii aceia au vrut lucrările și nu cine eram eu. Dar la noi în țară, cel puțin așa este legea, trebuie să anexezi la CV și aceste cursuri făcute. Sigur le-am făcut cu drag, dar nu pentru că mi erau imperios necesar. Dacă ai avea în față cea mai frumoasă femeie și ai avea ocazia să o cucerești printr-o pictură, ce ai picta ca să fii sigur că la finalul lucrării aceasta ar fi iremediabil copleșită? Întreb acest lucru pentru că sunt foarte mulți poeți care au dedicat poezii sau opere întregi unei anume femei. Acum, noțiunea aceasta, să zicem, cea mai frumoasă femeie este doar. Pentru tine, da, Atenție, deci dar, pentru fără tine doar. cea mai frumoasă femeie. Da, dar toți artiștii își dedică o parte din o opere, indiferent de forma de artă, către cele mai frumoase femei. Evident. că care aceasta ar, feme... ar nevoie de o da, muză, nu? Da, a, exact. <ră> deci aceasta este muza, efectiv, și nu cine este ea în moral, Pentru că noi transpunem frumusețea noastră mentală. mentală către persoana pe care o iubim sau o avem în față și atunci o acoperim cu aceste calități pe care noi voit le facem din iubire ca și cum le-ar și avea. Sigur că aceeași persoană privită de altcineva nu este la fel percepută sau nu este la fel reflectată, dar în ochii de artist sigur așa este. Nu știu ce să spun, cum aș putea să o cuceresc sau cum se reflectă. Știu doar că totdeauna am încercat să redau partea frumoasă, frumusețea sufletească acestei persoane și am făcut și persoane necunoscute, care pentru o anumită perioadă au fost muze, nu? Am încercat să redau această frumusețe, această feminitate și lucrurile acestea se fac pe nesimțite. Deci nu îmi impun ce anume să fac, cum să fac, și prin ce să impresionezi finalul este cel care contează de fapt așa cum am spus artistești când desenezi și când crezi. După acest, după acest timp în care ai desenat ai pictat sau ai făcut pirogravură ești un om oarecare și doar lucrările tale rămân privibile asta nu înseamnă că lucrările după aceea te reprezintă mai poți să spui sigur că ești artist nu, artist nu mai ești în clipa aceea și de rămân doar lucrările făcute indiferent cum sunt percepute, evident Apropo de lucrări, unde îți pot vedea ascultătorii noștri lucrările? Greu de spus, <laughs> pentru că de fiecare dată sunt alte saloane, alte invitații. Măcar un site? A, un Facebook, ca toată lumea. <laughs> Eu particip la diferite saloane cu tematică. Am fost la saloanele de marină unde am și luat premii, deși mie nu-mi place să mă împăunesc cu ele, nici nu le pun pe Facebook, cum sunt toate diplomele și nici nu contează cel mult, pentru că sunt doar succese de moment, o radiografie a celei participări, ca și la olimpiade și ca la toate formele de, de concurs, dacă ai... O zi bună, sau concurenții de lângă tine nu sunt atât de buni, sigur, ești în față. Dar uh, am participat la saloane cu tematică, am spus Eminescu, cele de marină, uh, la Enescu, saloanele Enescu. Și Repet, în viitorul apropiat, gen, nu știu, o săptămână, două, ai ceva rezervat, adică o expoziție, un salon? Am avut pe duminică se strânge acest salon la care particip. Până că a, duminică, deci mai aveți timp. Deci, până duminică, timp? da, dar. Unde? În, Într-o sală de expoziție undeva în molul din Cora Alexandriei, pentru că acolo sunt spații multe, goale, și care pot fi fructificate. Îmi paru că nu toate molurile au această disponibilitate și sunt, zic eu, mai vizitate decât galerile de pretenței. Acolo, evident, vine multă lume. E bine să vadă unde rând că poate să privească un salon, o expoziție, există un mic recul al omului obișnuit de a intra în saloane de artă. Pentru că consideră că nu-i locul lui acolo, nu înțelege despre ce e vorba și toate acestea fac ca aceste saloane, să zicem, de mare artă să fie de cel mai multe ori în afară de ziua de venit să goale. Dar, repet, am aceste invitații anuale la care particip cum pot în funcție și de timpul meu cu tematică, unde am fost și premiat într-adevăr, dar acolo știi că te vezi și te revezi cu um, artiști, prieteni, cunoscuți, vezi creațiile celorlalți, îmi plac mai mult saloanele comune decât expoziții expo 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 personale, pentru că în aceste saloane te confrunți, vrei nu vrei și cu arta alta altora, ceea ce dă un, o notă în plus, vezi cam unde te situezi, contează, deși noi avem o admirație, cel puțin eu față de alte artiști, nu ne concurăm și e foarte bine să fii în mediul tău. Ar, cum ar fi un profesor să fie singur într-o școală? S-ar simți bine să n-aibă și alți profesori pe lângă el? E foarte ușor să, să fii bun când ești singur. Nu, e bine să fii bun când ești, să zicem, în ghilimele, într-o mică concurență cu ceilalți. Eu aș vrea să te întreb dacă modestia ta a dat un plus de valoare și simpatie muncii pe care ai prestat-o până acum. Această modestie mi se tot spune nu știu, eu nu mă văd atât de modest, sunt realist. Nu are rost să mă laud eu și nu are rost să îmi mânui cariera artistică în funcție de laude. Pentru că acestea pot fi pe un moment la o anumită lucrare. Dacă ești bun odată, nu înseamnă că poți fi bun oricând. Dar intenția este să fii pe un palier constant în care arăți maestria ta și nu să fie doar o întâmplare. Acum, ca peste tot, avem și lucrări bune și lucrări mai puțin bune, ca și la cântăreți. Dacă e un CD al unui cântăreț, toate cântecele sunt bestseller sau sunt extraordinare sau au ajung hituri, nu. O parte din ele. Restul sunt creații care, în funcție de percepția colectivă, sunt pe locul 2 sau locul 3. Așa se întâmplă peste tot. Dar constant în intenție trebuie să fii bun. Emisiunea Amprente de astăzi a ajuns la final. L-am avut invitat pe Mihai Cătrună, pictor, grafician și ilustrator, căruia îi mulțumim pentru că ne-a acceptat invitația, iar noi, Irina Spilcă și Alina Crișan, ne luăm rămas bun până data viitoare, nu înainte de a vă sugera să vă lăsați amprenta asupra fiecarei zile din viața dumneavoastră. Numai bine! O zi bună! Mulțumim.